Celulita este coșmarul fiecarei femei și nu trebuie să fie așa. Cu puțină perseverență și o dietă sănătoasă puteți scăpa de ea. Și nu spun eu asta, așa spun medicii. creme, masaje, împachetări și neapărat o dietă drastică. Sunt armele folosite de femei împotriva celulitei. Puține sunt însă reprezentantele sexului frumos care se pot lăuda cu un trup lipsit de celulită. Aceasta poate apărea la nivelul coapselor, a abdomenului, dar și pe fese. Medicii spun că peste 80% dintre femei au această problemă. Celulita poate apărea din multe motive. Ori de o îngrășare bruscă, ori de lipsă de mișcare, ori de, de folosirea unor substanțe care pot uh, duce la m, apariția celulitei, cum ar fi uh, folosirea de anticoncepționale. Orice femeie care vrea să scape de celulită trebuie înainte de toate să fie atentă ce pune în farfurie. Alimentele bogate în grăsimi, mezeluri, produsele de patiserie, prăjelile sau băuturile carbogazoase trebuie eliminate din meniu. În schimb, produsele bogate în proteine n-ar trebui să lipsească din farfurie. Carnea slabă și ouăle contribuie la dezvoltarea masei musculare și obligă organismul să ardă din celulele grase. Peștele și fructele de mare ajută de asemenea. O dietă sănătoasă nu este întotdeauna suficientă. Femeile care au celulită trebuie să se puce de sport. Exercițiile cardio sunt cele mai indicate. Și gimnastica, care trebuie cel puțin 30 de minute pe zi. Plus că se pot aplica după fiecare du duș, există în comerț o serie de firme care au dat pe piață loțiuni, săpunuri sau chiar creme anticelulitice. Și masajul anticelulidic ajută. Totuși, în unele cazuri, acesta este contraindicat. De exemplu, te duci la un uh, masaj și nu ai avertizat medicul că tu ai avut o tromboflebită, adică o inflamație a vaselor profunde ale gambei. N-ai uh, avertizat masărul sau cosmeticiana că tu la anumite substanțe faci alergie. De asemenea, dacă masajul este prea puternic, se pot forma hematoamei care se pot suprainfecta.